Ce zici? O să arate superb. Da. Când ne mutăm? În curând. Hai. Nu rog, Costin. Ce faci? Văd că merge treaba. Avem o problemă. Întotdeauna se ivește o problemă. Hai că nu durează. Sper, nu vă să faci face Iulia, da? Bine. Hai, Vlăduț. Care-i problema? La Vasile și la Florica. Ce mai e acum? Iartă-ne că am întârziat, dar cred că știi de ce. Lasă asta, hai ajută-mă. Imediat. Ai emoții? Normal. Da? Știu că s-a îngrijat de barul ăsta doar pentru o vreme, dar mă pot preface că e al meu. Hai, apucă-te de treabă. Ma, ce sunt astea? Vlăduț, ai grijă să nu spargi ceva, te rog. Vreau așa de mult să meargă barul ăsta. Dar normal că o să meargă, tu nu vezi ce bine arată? E super. Mersi. Dacă o ții tot așa, cred că Nichi o să-ți lase ție barul. De fapt, sunt sigură. Crezi? Mhm. Păi ești cea mai potrivită persoană pentru lucrul ăsta. Ei, ferește-te doar. S-a zisită că am venit cu băutura cu toate. L-ai luat și pe Florin să te ajute? Dar te pricepi, domnișoară, nu glumă. Da, să pricepe și Florin la ceva. Crezi că Nichi o să mă lase să conduc barul în continuare? Lasă toată plecare cu Vlăduț, nu vezi că e îmbătrânit? Băi, băiete, nu te o zice. În meseria asta nu-ți permis să te îmbătrânești. Uite că ai cubici. Ce face mai asta? Mă chinuie, ce să fac? De ce? Mi-a intrat în cap că trebuie să dau la drept sau la medicină. Da. Ce? Cum și? Păi, tu ce vrei să faci? Știi că cea mai bună școală e școala vieții. Știi că școala vieții începe la școală. Uite cine vorbește. Băi, ia vezi. Păi nu aveți de gând să puneți mâna pe nimic? Ia vezi. Cum rămâne? Eu cred că ar trebui să mai aștepți până să te hotărăști ceea ce vrei să faci. Ce să mai aștept? Să aștepți și tu o slujbă ca lumea, cea mai câtă nu se mai comendeze nimic. Dar eu vreau să lucrez cu tine. Nu, nici nu-ți trecă prin cap. Dar de ce pot învăța foarte multe lucruri de la tine? Crede-mă. E mult mai bine să rămâi la școală. Hai că vorbim mai târziu. Ia. Salut. Salut. Ce faci? Nu te-am văzut, nu țin minte. Nici nu știi cât ai pierdut. Pe bune? Ce am pierdut? Pe cum ce ai pierdut, nu vezi? Am crescut. Ai 15 ani, nu? Nu prea se vede că ai crescut mult. Vezi și tu câte sticle sunt acolo, da? Florin, de unde ai luat porcăria asta? Stai, Dumnezeu, ce te îmbălezi așa? Măcar ai luat factura? Ce factură? La cât a costat? Ai vrut să ia de mine? N-am auzit niciodată de șampanie asta. Pe, auzi acum. Și-a luat o tonă, nu vine să cred. Gusto, o să vezi că e bună. Și important e să-i placă lui Nichi oricum. Păi trece, e o surpriză. Hai, Iulia, tu ce crezi că Nichi nu știe? Nu știe. Ei, nu știe. Știe că vine toată lumea din seară? Știe că deschidem barul. S-a mutat cineva? Vasile și Flori. Să vezi ce fericiți au fost când au văzut apartamentul. Fii atent aici. Vezi chitul? Nu. Păi nu, pentru că tâmpiții nici n-au chituit. Aoleu, o să vezi, o să tragă curentul prin geamuri. Ia, uite-te și tu. Uite, treabă de mântuială. Materiale ieftine și proaste. La iarnă se duce naibii tot. Și pereții? Și pereții la fel, uite. Cât costă, atâta fac. Ia. Pereții ăștia sunt prea subțiri. Lorico, vecina ta o să audă tot ce vorbești. Voi vă fiți serios? Chiar o să se audă tot ce zici? Să-i mulțumești lui Adrian. El și-a băgat nasul în comenzi și-a făcut niște schimbări. Ce să fac, mă, băieți? Știți că n-avem bani. Altceva nu știe să zic. Nu poți să te zgârcești la așa ceva. Nouă ne place așa cum e. Nu ne plângem de nimic. Cum să nu ne plângem de nimic? Trebuie să facem o listă cu tot ce nu e bine. Da. Va trebui să vorbesc eu cu Adrian. Vin seara la petrecere, da? Poate vin. Poate ai, mă, că o să fii mișto. Nu m-am hotărât încă, ce vrei? Vii sau nu? Poate, vin numai dacă pot să aduc pe cineva. Pe cine? Bă, unde-l găsesc pe Adrian? Sus, la etaj.
Politicos, băiat, ce să zic? Da, da. Vii sau nu vii seara? Poate. Ai doar minute? Nu acum. E urgent. Nu acum. Termină tu astea, că mă duc să mă schimb. Bogdanele, ce faci? Ce aveți, mai am coarne sau ce? Păi nu știam că vii. Ce coincidență. Ești tata, nu știu. Păi, Nichi vine mai târziu, nu? La 8, când începe. Ce să încep? Petrecerea, nu știi? Habar n-am, acum o oră am venit de la mama naibii din Grecia și nu mă aștepta nimeni la aeroport. Ce, mă? Cum adică nu te ajuta nimeni? Nu. Probabil că s-a întâmplat ceva, Nichi nu face chestii de genul ăsta. Sunt sigur că ceva important. Normal, a fost ceva serios. Hai, bine că ai venit. Hai să bei ceva. M-ai lăsat baltă când știai bine că putem să ne îmbogățim amândoi din chestia asta. Știi bine că nu e vina mea, Nichi a vrut. Lasă-mă pe Nichi! Eu cu tine am făcut deal-ul. Mă, dar știi... Cred că nu vrei să te retragi acum. Mă, dar știi că ai tupeul la mine în birou? Chestia e că dacă râd, te superi și mai tare. Auzi, mă? Bună ziua. Chiar te mândam, știu că ești ocupat. Pot să... Nu e nimic, oricum am terminat. Nu întorc atât. Ce dracu mai vrea asta de la noi? Sper că nu lucrezi iar cu el. Ce vrei? Are prețul mici. Are materiale proaste. Ăsta e cel mai mare host pe care l-am văzut în viața mea. Lasă că nu știi tu. Oricum nu prea am timp. Care-i treaba? Care-i treaba? Da. Uite care-i treaba. Sunt probleme la construcție. S-auzi. Nu știu cu cine lucrezi tu, dar să știi că prizele sunt puse aiurea. Geamurile n-au chit. Oh, da. Materialele sunt proaste. Mai e ceva? Pereții. Ah, pereții. Era să uit. Eu ți-am spus că trebuie pereți de 12. Tu ai comandat pereți de 8. Pentru că banii sunt mai importanți. Cu alte cuvinte, vrei să-mi spui că am stricat tot? Cu alte cuvinte, asta vreau să spun, da. Ce vrei să fac, Mica? Nu putem să depășim bugetul. Adrian, te rog să nu uiți. Construcția e importantă, nu tu. Să știi că îl sun pe Nichi. Te rog. Vii de seară, nu? Nu. O să mă gândesc. De ce, Bogdan, e așa mândră să amândată ca Nichi? La că te-a făcut pentru toată lumea, merită petrecerea asta, să știi. Poate pentru tine a făcut destule, că ești nevasta lui Frasu. Pentru mine n-a făcut mare lucru. Poți să-mi iau ceva de băut? Da, de la bar. Uite, și Robert vine diseară. Și Alex. Poate. Și Andreea și Dan vin diseară. Hai, Robert, spune și tu că trebuie să vină diseară. Lasă-mă că vă descurcați voi și fără mine. Dacă apare tata, spune că n-a murit încă. Ne simți tu aici. Alexandra, potolește-te, Alexandra. Puteai să-i spui și tu ceva, că doar ți-e verișor, nu? Știi că nu poți să-l supări, eu am crezut ce n-am văzut. Bravo. Ați făcut treabă bună. Mulțumesc. Nu e numai meritul meu. Foarte liniște. Chiar îți place? Te rog. Te-ai văzut cu Bogdan? M-am văzut, dar n-am apucat să vorbim. Vin viseară, nu? Nu vrea să vină sub nicio formă. De ce? Nu știu. Eu mă duc în oraș, am ceva de cumpărat. Alexandra, să ai grijă de Vlăduț, te rog, nu-l lăsa să facă prostii. Da. Mă bucur că e gata și că arată bine. Arată foarte bine, să știi. Foarte bine. Hai, mă, Daniel, dă-mi mine de voi, te rog frumos, Daniel. Marți la școală am vorbit cu Irina și Beatrice. Irina e mică supărată din cauza lui Ratu. Doamne sfinte, ce tâmpenii, pot să scriu Daniel, dacă nu-mi dai înapoi, nu mai vorbesc cu tine niciodată. Ce aveți, mă? Nimic. Auzi, Costine, îi face bine să nu-ți mai faci nasul oala mea. Cum adică? E șantierul meu, nu al lui Mihai. Așa că nu-i mai băgă în cap tot felul de prostii. El a făcut planurile clădirii. Știe mai bine decât mine sau decât tine care sunt problemele. Da, și eu știu ce bani avem. Așa că nu m-a învățat pe mine cum să-mi fac treaba. Și eu am o treabă de făcut. Da? Și dacă vrei să o faci în continuare, ar fi bine să nu mai vorbești cu cine nu trebuie, da? Vii și îmi spui mie. Hai, treceți în casă. Nici nu știe să salute. Știi care e gura mare la asta? Da, știu. Oricum, până la urmă, tot Nicolae zice ce și cum. Intră, stai puțin. Hei, ți-am adus asta. Drăguț, mersi. Arată foarte bine. Îți dai seama că încă nu e gata. De ce să mă îmbrac? Dacă vrei să te ajut cu ceva pe aici, să-mi spui.
asta. Mă pricep, tu știi. Dacă vrei, poți să-ți pun eu dulapul de la bucătărie sau niște rafturi aici. Mi-ar plăcea să te ajut să-ți faci așa cum ți-ai dorit. Ok. Ce vrei, de fapt? Ce să vreau? Nimic. Vreau doar să te ajut. Vrei bani? Cât? Nu, nu e vorba de bani. Atunci ar trebui să-mi fac probleme? Nu, nu. În cazul ăsta. Problema e cu Anca. Nu prea ne merge bine. Și ce-mi spui mie chestia asta? Cred că ai putea să mă scotești de detaliile astea. Știu, iartă-mă, dar efectiv nu mai suport. N-am unde să mă duc. Nu, nu, nu. Nici măcar să-mi streacă prin cap. Hai, Maiulia, te rog, 2-3 zile. Nu mă interesează. Îi dai ei șampania, poate că te primește înapoi. Poți să mă spui la tine? Normal. Tată, vii odată, m-am săturat să te aștept. Da, hai că vin imediat. Auzi, vorbim de seară, ok? Vedem. Așteptă-mă în mașină, trebuie să dau un telefon. Să nu stai mult. Alo, cine? Florin? Îmi pare rău, dar e într-o ședință. E urgent. Știu, dar nu poate să vorbească. Dar știi cumva dacă are vești pentru mine? Da, nu mi-a spus nimic. Dar o să te sune el imediat ce poate. Alo? E bine? Wow! E prea țipătoare. Pe cum vrei să fie? E roșie! Uite, nu vezi că ți-a rămas mică? Să nu spui că m-am îngrășat. Ai nebunit? Ai fată că am glumit, lasă-mă în pace. Nu glumi cu chestii de-astea că m-am certat adineori cu Florin. Ah, mi-am dat seama. S-a certat cu Anca. Ai, lasă-mă! Ce-a aflat și ea cu înșală? Mare minune! Dar tu de unde știi? De unde știi? Florin e ca un cal breaz, nicio femeie zdravână la cap, nu stă cu el mai mult de o săptămână. Aolo, în afară de tine. Iartă-mă, am uitat. Asta a fost odată, nu? Da. Iulia, te rog să nu-l mai lasă-și bată joc de tine. În niciun caz. Bravo. Am un apartament superb. Și barul. Ce-ți mai trebuie? Vreau să spun ceva. E milă de el. Ah, nu, nici într-un caz. Nu, te rog frumos, ai mai încercat să-l schimbi odată. Ai văzut că nu se poate. Dar știi că... Dar te rog să nu-ți pierzi vremea. Nu-ți pierzi de vremea cu așa ceva, dar nu mai e timp. E momentul să te gândești și la tine. Ce mai vrei? Te-ai cătuit aici? Habar n-am. Toată ziua l-am căutat. O să-ți dea alocația? Mă mir că nu-ți dă direct carnetul lui de credit. Nu mi-o prea nu a ajuns încă, dar toamna prea e sus. Alexandru? Eu m-am șutit. Stai, mă. Ai putea măcar să salveți. O, ce să zic? Probabil că a venit aici să te vadă. Domnule să știe că s-a aici, doar azi am ajuns. Eu fi zis Nichi, ce crezi că nu-și mai vorbesc sau ce? Poate și a venit tot pentru alocație. Spune tu, copul. Cum vrei? Vlad, ce faci, Vlad? Parcă vorbeam că te schimb, nu? Nici n-auzi. Pe Vlad, liți, l-am adus eu? Ia lăsa-mă și pe mine. Stai, mă, tata! Tata, iartă-mă! Alexandra, tu ce-ai pus pe tine? Sau mai bine zici, ce n-ai pus? E moartă după Robert. Dar tu de unde știi? Asta mi vorbește numai tâmpenii. Ai vrea tu! Ai vrea tu și să știi că a băut șampanie. Mai gură!
Ai băut șampanie? Doar o gură! Du-te imediat și te schimbă, du-te imediat și te schimbă. Ajută-mă. Unde ai fost? Să iau câteva lucruri pentru petrecere. Auzi, tu știi ce se întâmplă cu Alexandra și cu Robert? Nu. Nu vrei să te duci să-ți iei haina pe tine, că suntem în întârziere, da? Și Vlăduța vă o șampanie. Mihai, te rog să vorbim despre lucrurile astea mai târziu, se poate? Mai târziu? Da, mai târziu. Răspunde acum, lăsați un mesaj. Să știi că nu era șampania asta. Se pricepe și el odată să aleagă ceva. Păi nu? Mai ții minte când ți-a vândut mobilul ăla? Ăla care suna singur. Dar mai ții minte când mi-a acasă topoa? Care? Ăla în care nu intrau casete. Auzi, mai bine? E bine? Ah, da, da, mult mai bine, mult. Mult? Mult mai bine, da. Așa. Deci? Deci? Ce-mi promiți? Ce promit? Că? Că? Îmi promis că nu-l mai lași pe? Nu-l mai las pe? Florin. Florin? Să-și bată joc de? Să-și bată joc de? Tine. Tine. Mine? Cum vă simțiți în casă nouă? N-am avut așa casă frumoasă în viața asta. Da, Monica are și ea camera ei. Acum mai ne călcăm în picioare unii pe alții. Tata, adevărat că o să-ți un discurs? Discurs? Un fulminant discurs, dacă îmi vine Nichi. Cadoul lui Nichi. Unde e Nichi? Nichi? Da, adică? Normal, până se marchează un bărbat brează. Chiar așa, fetelor? Atunci mă duc la. Mai este super, am camera mea în sfârșit. Mică, dar e a mea. Veniți să vedeți unde o să stăm noi? Vorbeam cu Andreea. Foarte bine. Despre ce vorbeați? Vreau o ofertă specială. Bine, așa rămâne. Nu mai bine. N-ai uitat că suntem jos și că te așteptăm, nu? Nu, îl sun pe Nichi să vă cunosc. Nu sună, cred că e deja pe drum. Hai. Da? Ai vorbit cu el azi? Da, am avut timp. Nu? Am avut tot felul de lucruri de rezolvat. Apropo de discuția de astăzi, îmi cer scuze, dar știi cât de mult țin ca această construcție să iasă bine? Știu. Și o să iasă bine. Hai. Vasile, serviți? Tata! Lasă-mă, fată, că mi-e sete. Ia du-te și te joacă în fața blocului. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat o casă așa de frumoasă. Mai sunt încă destule de. Mie de muncă nu mi-e frică. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Nicolae, da. Că ce inimă bună are. Să știi că nu mă prostești pe mine cu o sticlă de șampanie. Știu foarte bine ce vrei să faci, dar de data asta nu-ți mai merge. Nu de ce te nervezi, nu urmărezi nimic. Știu foarte bine ce vrei să faci, crezi că sunt proastă? Zâmbete, șampanie? Da, erau pentru o casă nouă. Te cunosc prea bine. Nu te mai las să-ți bagi joc de mine. De data asta o să mă gândesc la mine. M-a dat încă afară. N-am unde să mă duc. Nu mă interesează. 6. A venit Cruella. Am venit să vă felicit. Bine am venit. Ce caută draga asta aici? Nu știu că n-a invitat-o nimeni. Nu cred că-i trebuie invitație. Să vedeți mutră lui Nichi când o vedeau aici, nu mai râdeți așa. Ce e? Mașina asta e de vreo 10 minute în spatele nostru.
copii mei. Foarte drăguț din partea ta că ai venit să ne vezi. Eram curioasă să văd ce a făcut Nichi cu locul ăsta. Și cum se pare? Nu erau deloc. Îl cauți pe Bogdan? E aici? Nu. O caut pe amanta lui Nichi. De obicei îmi dau seama imediat cine e. Tânără înaltă, slabă, ce vrei, omul n-are imaginație. Stai liniștită că nu o să fac scandal. Mă rog, văd că nu e aici. Băi, m-am sătura, hai mă să plecăm. Robert, stai! Ce faci ăsta, măi, nebun? Nu-mi dau seama unde e Nichi. Nici eu nu-mi dau seama, dar zic că am așteptat destul. E momentul să-mi țin fulminantul tău. Liniște! Să bem pentru casele noastre noi și pentru omul care, din păcate, nu e aici, dar care a făcut totul posibil, un frate minunat. Nichi! La mulți ani! Noroc! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Poate pentru tine a făcut destule, că ești nevasta lui frasul. Ne simți tu aici. Alexandra, potolește-te, Alexandra. Așa că nu m-a învățat pe mine cum să-mi fac treaba. Și eu am o treabă de făcut. Da? Și dacă vrei să o faci în continuare, ar fi bine să nu mai vorbești cu cine nu trebuie, da? Foarte drăguț din partea ta că ai venit să ne vezi. Eram curioasă să văd ce a făcut Nichi cu locul ăsta. Și cum se pare? Nu erau deloc. Îl cauți pe Bogdan? E aici? Nu. O caut pe amanta lui Nichi. De obicei îmi dau seama imediat cine e. Tânără înaltă, slabă, ce vrei, omul n-are imaginație. Stai liniștită că nu o să fac scandal. Mă rog, văd că nu e aici. Băi, m-am sătura, hai mă să plecăm. Robert, stai! Ce faci ăsta, măi, nebun? Nu-mi dau seama unde e Nichi. Nici eu nu-mi dau seama, dar zic că am așteptat destul. E momentul să-mi țin fulminantul tău. Liniște! Să bem pentru casele noastre noi și pentru omul care, din păcate, nu e aici, dar care a făcut totul posibil, un frate minunat. Nichi! La mulți ani! Noroc! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Să știi că nu strică să ai un bărbat în casă. Mă, uite că uneori strică. Hai mă, Iulia, două, trei zile până găsesc nebine ceva unde să mă duc. Pot să știu și eu de ce te-a dat Anca afară? Hai, prostii de-ale ei. Ce cu muzica asta, vreau ceva mai bun. Du-te și tu să vezi ce găsești pe acolo. Dai că vin cu tine. Sunt chiar impresionată. Mă întreb unde e profitul. Nichi n-ar fi băgat atâția bani aici degeaba. Și știi foarte bine că de când s-a întors din străinătate vrea să renoveze locul ăsta, nu? Eu de când îl știu vorbea de chestia asta. Nichi scoate bani din piatră seacă, după cum bine știi. Mă, uite, nu știu ce să spun. Mă gândesc la relația voastră și a băgat o grămadă de bani. Și cu ce s-a ales? Nu știu dacă 15 ani cu Nichi au fost la fel de amuzanți ca remarca ta inteligentă.
După mine, firma asta nu are cum să mai vede cu înainte. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. O să vedeți că în curând lucrurile o să se structureze și... Nu zic o până nu s-a dat. Mai întâi să terminăm casă. După aceea ne putem arunca la vorbe. Dar de ce bem noi acilica? Da, am zis să nu mai bem. Ce? Poate o să fie. Este tot convertită. Ce beton e? Aici o să stați? Mișto. Da, îmi place? Ai loc să întorci un tractor aici. Păi normal că e cel mai mare, doar tata l-a făcut. Al nostru cred că e jumate cât ăsta. Băgame, așa mă, Dane! Băi, uite-te mă și la mine! Mamă, ce bună e! Se pricepe și bătrânul la ceva. Luați și voi. Nu, eu am băut deja. Al vostru cum arată? A, e mult mai mic decât ăsta. Am în comparație cu ce am avut până acum. Bine, oricum, Dana. Oricum, mișto de voi că stați aici. Ce faci, mă? Ce faci, Robert? Scrii pe pereți? Stai liniștită că se mai dă o dată. Dar... Am mă, că ești nesimțit, să știi. Hai mă, fădugă, așa cum te învârtesc, eu nu știe nimeni. E drept că nu mai văd ca tine așa fată până împrejurim. Oh, Nea Vasile, dar a invit-o pe Ruxandra, ce bine dansează. Ce? Lasă pe doamna Ruxandra, mie îmi plac junioarele. Vasile, ori termin cu prostiile, ori termin eu cu tine. Vezi ce succes ai la bărbați? Da, spre deosebire de tine la femeie. Florico, știi că eu sunt sufletul petrecerilor. De ce nu mă lași? Tata! Lasă-l, Monica, lasă-l. Cineva trebuie să se simtă bine, nu la petrecerea asta. Și tu, mă rog, de ce nu vrei să dansezi cu el? Zi, mersi că te-ai invitat. Gata, pătăriți-vă. Vasile, nu serios, știi ce bine dansează Ruxandra? Vasile, în momentul ăsta te ridici și hai acasă, hai, gata, tată. Ce abia dacă dansam și eu? Bună seara! Bună seara, s-a întâmplat ceva? Doamna Oprea? Eu sunt. Soțul noastră a avut un accident. Mihai? Miki! Ambele persoane au suferit răni grave. Doamne Iisuse, nu nici ușor! Din păcate, unul din ei a decedat, iar celălalt a fost internat de urgență în spital. Va trebui să mergem să identificăm cadavrul. Eu sunt Oxandra Oprea, soția lui Nicolae Oprea. Poftim? Dar ce aveți, frate, figurile astea? Ne pregătim de mormântare? Vasile, da, frate, și... că nu e moment. Dar ce am zis, frate? Nu vreți să mergem în mansardă? Se vede tot Bucureștiul de acolo. Și te lasă mama? Normal că mă lasă. Veniți repede jos! De ce s-a îmbătat Vasile și a căzut peste tanti Flori? Unul dintre ei a murit, iar celălalt din stare gravă la spital! Cine a murit, mă? Apar n-a venit, spune-le jos! Ține-mă, Doamne! Ține-mă, Doamne! Hai, Monica! Hai, ajută-mă! Hai, să-l luăm de aici, că nu mai vrea! Că mă învinețit! Ce prădă sunt! Hai, Vasile! Ajută restul lumii din cauza ta! Hai să mergem, am mașina afară! Ai băut, mai vrei un accident în seara asta? Așa am băut, am uitat. Chem un taxi. Lasă, găsesc unul mai repede afară. Am și eu loc? Da. Nu. Cum adică nu? Lasă că e mai bine așa, mă duc numai eu. Care adevărat îi spune Vlad? Nu știu, Alexandra, acum vorbește cu mama, te rog. Andreea, Dan, pleca și voi acasă, mă întorc repede. Mă duc numai eu. Cum adică te duci numai tu? Uite așa, mă duc numai eu, e mai bine așa. Cum adică te duci numai tu? Mă duc numai eu. Bine, du-te numai tu. Mă scuzați, dar până una alta sunt soția lui Nichi și vreau să fiu și eu acolo. Iar Costin merge cu mine. Foarte bine. Ești sigură că vrei să pleci? Da. Stai liniște, nu știu încă nimic, da? Eu ți-am spus că am văzut un accident. Nu te mai gândi la lucrul ăsta, te confundi. Unde e Vlăduț? Vlăduț e... Nu știu unde e Vlăduț. Doamne Dumnezeule, nu acum, nu acum când totul începuse să meargă atât de bine. Încă nu știm nimic, sigur. Nu acum. Mihai. Cred că e momentul să te dai în spectacol acum, da? Ai timp mai încolo. Ce mai trebuie făcut? Hai că vreau să te... Ce nenorocit! Costin, nu știi cât l-am iubit pe Nichi?
Nu sunt numai eu de vină că ne-am despărțit. Sigur o face ceva până acum. De ce naiba nu sună la radio asta? Poate că durează mai mult. Poate că durează mai mult să afle. Poate că e de bine dacă n-am sunat. Du-te și tu și du-le copiilor ăsta ceva de băut. Mulțumesc. Cu plăcere. Tată, vrei ceva? Să mai termină o dată! Iartă-mă. L-a dus mâna aici, te rog. Iartă-mă. Nu-l mai suport. Tată, vin și eu. Nu! Mă duc singur. Am vorbit cu colegii și mi-au spus că ieșiseră de pe carosabil. Cum se iasă de pe șosea? Sandu conduce foarte bine. Din păcate, depășiseră cu mult viteza maximă. Nu cred. Oricum, ancheta nu s-a terminat încă. Adică? Mâine pe lumină o să vedem mai bine ce s-a întâmplat. Din păcate, pe drumul ăsta se întâmplă foarte mult accident. Ce faci, mă? Nu știu. Credeam că e tata. Încă n-a venit de la spital. S-a dus și tata să vadă ce fac. Ce porcărie, mă. Chiar că porcărie. Sper că Nichi să nu fi pățit nimic. Da, și eu. Robert! Cine e bunul vrea și asta? Ce se vrea pe tine? Asta mi-ar mai lipsa. Hai, pe bun. Pe bun. Deranjezi? Nu, ce vrei? Nu? Te căutam. În dulap? Asta, că nu știu ce fac. Nichi... Nu e aici. Da, știu că nu e aici. Se întâmplă ceva. Hai, dă-mi o mie. Du-te și stai jos. Nu se. Vasile ăsta m-a făcut de toată rușina. Lasă-l pe Antiflori, că n-avea de unde să știe. O, Doamne, micușorul meu. Am rămas numai noi doi. Costine. Ia și da. Ce-mi dai mie apă? Că nu sunt bolnav. Vasile. Monica. Ce? A murit. Cine? Nichi. Ce tot vorbești, femeie? A murit Nicușorul, mamă. No. Cui am rămas, Doamne? Cine o să mai aibă grijă de noi acum? Crezi că ești la spital? Nu, am dus repede Bogdan, adică e bine să fie lângă noi. Ați venit? Cine? Nicolae.
Dani, hai acasă. Du-te-și tu acasă. Ce? A murit Nicolae. Poftim? Hai. Tocmai am aflat. Da. Ce să zic? N-ai ce să zici. Am căutat ceasul ăsta. Ce să se întâmple? De ce? Bine, hai. Ce nenorocire, Costin. Mi se rupe inima. A murit Nicușorul lui mama, că mi-a fost ca un copil. Ce om bun era să moară așa de tânăr. Câtă grijă avea de noi. O, Doamne, ce o să se întâmple acum cu Adrian, cu Mihai, cu noi? Nu știu. Florico, e târziu. Du-te și tu știi acum. Mai poate bem o seama. Vreau să-l îmbunesc. Las că e târziu. Știu, dar n-am ce să fac. Dracu să-l ia de la pot. Ce vrei să faci? Sorine, Adrian sunt. S-a întâmplat ceva legat de Nichi. Sună-mă urgent. Poți să aștepți până mâine cu telefoanele? Sunt multe lucruri de rezolvat. Toată lumea trebuie să afle cât mai repede. Acelea sunt afaceri. Alt rob nenorocit. Ce naiba ai? Nichi e mort. Cineva trebuie să fie cu capul pe oameni. Iulia are dreptate. Ai putea să aștepți dracului până mâine cu telefoanele astea? Nu, eu chiar nu pot să înțeleg. Cum poți să fii atât de insensibil? Parcă Nichi n-ar fi fost fratele tău, parcă ar fi fost un străin. Eu nu, chiar nu pot să înțeleg! Nu, nu știu cum să fie, că te duc acasă. Gata, gata. Știi că are dreptate. Ce o să ne facem fără el? Afacerea, construcția. Fără Nichi, tot o să se ducă de răpa. Nu o să se ducă nimic de răpa. O să facem ce-ar fi făcut și el. O să mergem mai departe. Cum te simți? Îngrozitor. Parcă s-a rupt ceva în mine. Da, și eu la fel. E frică. Nu ți-e frică? Sunt aici. Ești de bine că ești lângă mine. Măcar din când în când. E bine să ai pe cineva lângă tine. Măcar din când în când. O să rămân. Ești sigură? Nu spuneam dacă nu eram sigură. Am nevoie de tine. Măcar din când în când. Singura chestie e că tata e mai mereu plecat la serviciu. Toată mă gândesc că nici n-ar vrea să mai văd pe mine și pe Vlad. Dar tata e ok. Și eu cred că semăn mult cu el, tot timpul cu gândul la că ai vezi pe pereți. Dar la ce te gândești când te gândești? De prostiile. La viitor, la cum o să fiu eu bogat. La casa mea cu piscină.
De-astea. Ai gânduri mari. Și dacă? Nichi la început nu avea nimic. Erau alte vremuri. Poate. Tu? Eu ce? Tu n-ai planuri mari de viitor? Am câteva. Să termin școala, să lucrez cu tata, să avem propria noastră firmă, dar pentru moment ar fi super să ne vedem mai des. Dar vă vedeți destul de des, nu? Nu prea. Tot timpul are o întâlnire sau ceva de aranjat. Mi-e teamă să nu-i se întâmple și lui ceva. Te mai gândi la asta? Trebuie să plec. Mama n-a aflat încă. Cine mai vrea ceva de băut? Am băut destul. Mergem să ducem copiii acasă, e târziu. Diana? Dă-ne chestia asta, nu o să-l împie! Să-l ia dracu, să vă atac pe toți! Și măcar nu-i apăsa că vine ar... Lasă-mă în pace! Momentul ăsta încete!